anii anterior nu s-a făcut în acest sens absolut nimic. Noi suntem nemulțumiți de faptul că poliția rutieră ne scoate lumânările atunci când ne patrem neautorizat, pentru că locuri de patrare autorizate practic nu există. În momentul și în situația când nu s-a construit nicio parcare și nu s-a utilizat absolut deloc traficul, noi suntem profund dezamăgiți și nemulțumiți de acest fapt și de aceea am decis astăzi să sensibilizăm factul de decizie, dar și opinia publică asupra acestui subiect. Vreau să vă spun că noi apelăm cu diverse probleme, inclusiv cu asta, însă vreau să vă spun că de la un moment încoace, direcția responsabilă de primirea petițiilor refuză în mod deschis să primească petiții din partea noastră. Primarul general Dorin Chirpacă își trimite consilierul său și împreună cu șefa acestui serviciu refuză în mod deschis, chiar în fața camerei de la DVD, să primească cereri din partea noastră. De aceea, unica noastră posibilitate să protestăm în mod pașnic și legal este, iată, sunt astfel de acțiuni, fel de flashmoburi, acțiuni de protest, prin care vrem să schimbăm lucrurile în municipalitate. Pot fi construite aceste parcări, însă, din păcate, în momentul de față, ele nu au apărut în municipalitate. Iar noi, ca sediu conducători auto, suntem nemulțumiți zi de zi de faptul că parcăm mașinile noastre, iar poliția rutieră vine și ne scoate numele, ne amendează și așa mai departe. De acest lucru noi suntem nemulțumiți, protestăm astăzi și sperăm ca autoritățile municipale să ia act de această acțiune, iar societatea civilă să fie sensibilizată, astfel încât să fie întreprinse măsuri eficace, concrete, serioase în această privință. Protestăm pașnic și asta e un lucru cu mine, deci și dumneavoastră nu a anulat dreptul de liber protest, de liber exprimare, pentru că ei. Da. Nu. Rugăminți, eu pot să vă dau că plătător de impozit care constituie salariul dumneavoastră. Dar dumneavoastră dați mie indicatorul la judecație. Aici când au fost mașinile noastre, să vă mergă noi răspundem din moment. Trebuie să le lăsăm undeva parcate, în locuri neautorizate. Mie personal mi-a scos de două ori numele. Eu trebuie să-mi luăm la poliția rutieră, să întreprind măsuri legale, să intervin, să-mi scot numele ca să pot centra mai mult parcheam. Dumneavoastră ați văzut cum mașinile au plecat. Imediat au plecat mașinile. Eu nu sunt prea mai mari decât el. Eu da, șofer. Ce motiv? Ce faci? El a spus mai eu lucrurile. Da, noi putem procese bală. Pentru ce? Ce a încălcat dumneavoastră? A intrat într-o trotuar. 44 de euro de mici cu asta. Ce contrar regulament. Ce sancțiune?
semifinale, două puncte finalizare. Și vor fi toate mașini, inclusiv aproape de unul, de exemplu. Luați seama dumneavoastră că aici se aplică legea în mod de echidistanță pentru toți egal. Dar Mercedes și ala, că el tot are... De la 510 litri de combustibil, puteți să vă rog în lei, cât e asta? De la 100 la Mașinile. Acolo legislația în vigoare nu se aplică. La toți, nu stați un pic, așa este înaintea noastră. Aici au fost mașini de la primarul, de viceprimarul, parcat. Acolo nu e legislația în vigoare. De-a prietorului. Unii bisiclete acolo, atât de-am o plecată. Eu știu de ce răspund. Mi-ați tot răspundeți de aplicarea legii fără părtinire. Un fris de rost. Pentru toți cetățenii și pentru autoritățile publice care parchează și rămâi anul mereu fost. Nici nu v-ați atins de dânsă. Și aplicați legea conform în vigoare. Măcar nu mă faci să râd. Dar așa, ce e bun și pierdă așa? Deci toată dovadă, generalul comisariat de dată care acolo. Vă dau, prosim vă, pomagiți. Protestat. Și protestăm în continuare și suntem sancționați prin programele de drept mai indicat de primării. Sunt următoarele. În programul electoral al candidatului la funcție de primar, 3 ani în urmărit de fapt, este indicat. Deci se vor face parcări supraetajate și subterane. Până în momentul de față nu există nicio parcare supraetajată, pentru că subterană în municipiu. Noi zilnic, așa cum suntem astăzi sancționați de organele de drept, suntem sancționați de toate arterele municipalității. De ce? Insistăm să sensibilizăm, în primul rând, factorii de decizie și, în al doilea rând, opinia publică că această problemă este pentru municipiu. Noi suntem astăzi gata să primim sancțiunea legală, chiar dacă parcăm aici mașini sau orice caz o primim dacă parcăm mașini vis-a-vis. Și astăzi noi, în această acțiune, demonstrăm întregul oraș că astfel de parcări sunt necesare și nu vorbe și sancțiuni și show-uri făcute de către primăria municipiului. Astfel de parcări trebuie făcute în fiecare cartier, cartierele principale. Да, вот это.